Valeriu Floricel este bărbatul cu care Andreea Manta se iubește de mai bine de 5 ani, dar pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor, dorindu-se să aibă o relație cât mai discretă și mai frumoasă, ceea ce a și reușit, până ce fostul iubit, Cristi Mitra, i-a dezvăluit identitatea. Valeriu Floricel o face fericită pe Andreea Manta din anul 2016, de când prezentatoarea și Cristi Mitra s-au separat definitiv. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, bărbatul fiind producător TV și implicit coleg cu vedeta. Nu a fost dragoste la prima vedere pentru cei doi, însă cu timpul ambii și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, de aici și posibilitatea unei căsătorii între ei, mai ales că bruneta a primit deja inelul de logodnă. De asemenea, după evidenta logodnă de anul trecut, Andreea Manta a mai primit de ziua îndrăgostiților și un buchet imens de trandafiri, semn că este cu adevărat iubită și apreciată de producătorul TV, care nu face rabat de la o face fericită pe frumoasa prezentatoare. De astfel, și cu fiul de 6 ani al Andrei, bărbatul pare să se înțeleagă foarte bine, mai ales că acesta își face apariția destul de des acasă la cei doi. Și Cristi Mitra l-a întâlnit pe misteriosul iubit, însă nu i-ar fi lăsat o impresie prea bună, remarcile acide făcute de luptătorul de MMA, dând de înțeles că nu este prea impresionat de actualul iubit al vedetei. L-am cunoscut și pe actualul ei iubit, Valeriu Floricel. Ne-am văzut de vreo două ori la Andreea acasă. N-am discutat prea multe, ce era să discut cu el? Să-i spun că ce face cu el a făcut și cu mine? A spus Cristi Mitra despre actualul partener al Andrei Mantea. Și pentru că mulți au fost curioși să afle cât mai degrabă cine este bărbatul care o face să zâmbească pe Andreea Mantea, mai ales că se știa că acesta există în viața ei de ani buni, brunet a spus de fiecare dată că nu l-a ascuns nicio clipă de lumina reflectoarelor, mai ales că el se află în spatele lor, ci doar a preferat să nu se confrunte cu intrigile presei, concentrându-se pe creșterea fiului ei. Totuși, vedeta își dorește să devină și mamă de fetiță și cine știe, poate Valeriu Floricel îi va îndeplini dorința cât mai curând.